Holul mare al Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva a găzduit astăzi târgul de oferte educaționale. Manifestarea a fost organizată de către Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara și s-a desfășurat sub deviza Pași pentru o carieră de succes, iar oferta de școlarizare prezentată atât pentru licee cât și pentru facultăți a fost una bogată. Totodată, în cadrul acestei manifestări, care se află la cea de-a 13-a sa ediție, tinerilor participanți li s-au oferit informații și despre posibilitățile lor de angajare la finalizarea studiilor. Organizăm târgul de oferte educaționale intitulat Pași spre o carieră de succes. Scopul acestui eveniment este de a promova, în primul rând, oferta educațională în rândul elevilor de clasa a 8-a. Viitorii noștri liceeni, viitorii noștri elevi în clasele de profesională sau, de ce nu, clasele de învățământ dual. Dorim să oferim elevilor noștri informații complete și corecte cu privire la facilitățile pe care le oferă fiecare program. Dorim de asemenea să le oferim perspective în vederea continuării studiilor și sper eu ca fiecare elev să își aleagă traseul educațional cel mai potrivit pentru el, cel pe care îl reprezintă și pe care poate să-l parcurgă cu succes. Astăzi suntem în parteneriat cu Inspectoratul Școlar și avem proiectul SICONET, îl promovăm la acest eveniment și bineînțeles că avem pliante cu informarea tinerilor absolvenți pentru facilitățile care le avem la AJOFM, cursuri de formare profesională și facilitățile proiectului SICONET. Târgul de ofertă educațională, pași spre o carieră de succes, aceasta este denumirea din acest an, târg aflat la 13-a ediție. Este un eveniment care se adresează în egală măsură elevilor de clasa 7-a, 8-a, 11-a, 12-a, dar și părinților care au posibilitatea să vină la acest târg, să ia legătura cu furnizorii de educație din județul Hunedoara și cu universitățile invitate și să afle direct de la furnizori de ce ar opta spre unitățile pe care aceștia le reprezintă. Din punct de vedere al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, în calitate de partener al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara în organizarea acestui târg, acest eveniment este practic o continuitate a evenimentelor de consiliere privind cariera pe care noi le desfășurăm cu elevii din învățământul preuniversitar din județ. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți a trei instituții de învățământ superior, care au prezentat opțiunile pe care le pot avea actualii liceeni după ce vor promova examenul de bacalaureat. Aceștia recunosc deschis că absolvenții de liceu din județul Hunedoara sunt foarte valoroși, iar prin ofertele prezentate le permit acestora să învețe aproape de casă și mai apoi să revină pe meleagurile natale. Un plus al universității noastre este acela că suntem o universitate europeană, ce facem parte dintr-un consorțiu european, acest lucru de 2 ani de zile. Un alt plus pentru cei elevi care se îndreaptă către noi este faptul că dispunem de un număr foarte mare de mobilități în cadrul programului Erasmus+. Pentru cei care doresc să vină în Valea Jiului, locurile în cazare sunt foarte multe, bursele pe care le pot accesa de asemenea sunt numeroase și de asemenea vă pot oferi ca și informații faptul că universitatea noastră are de 3 ani de zile o extensie aici în Deva, la liceul Grigore Moisil, pe domeniul administrație publică, și în Hunedoara o extensie pe domeniul economia comerțului, turismului și serviciilor a Facultății de Științe, iar Facultatea de Mine are tot aici la Deva o extensie. E un eveniment la care nu puteam să lipsim. Târgul ofertei educaționale din județul Hunedoara e o oportunitate, trebuie să recunoaștem, pentru noi, Universitatea de Vest din Timișoara, pentru a promova oferta educațională a universității în rândul elevilor din județul Hunedoara. Și trebuie să recunoaștem un lucru, faptul că Universitatea de Vest din Timișoara nu-și dorește studenți mai mulți, își dorește cei mai buni studenți și da, ne dorim cei mai buni studenți din Hunedoara pentru că ei au confirmat în timp că învățământul preuniversitar din Hunedoara ne oferă nouă, Universitatea de Vest din Timișoara, cei mai buni studenți.
îi regăsim în învățământul superior, în zona de cercetare, îi găsim în companii din polul de creștere al Timișului. Evident că ne dorim să se întoarcă înapoi către Hunedoara și către orașele din Hunedoara. Nu puteam să lipsim la un asemenea eveniment, mai ales că avem o relație deosebită cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și viziunea noastră pleacă de la cei mai mici până, nu-i așa, la ceea ce înseamnă gradul de inserție a absolvenților de la facultate pe piața muncii. Avem prezentată și oferta educațională a Universității Politehnica Timișoara, dar în același timp, nu-i așa, Mark Twain spunea că trebuie să îți planifici foarte bine viitorul, pentru că acolo vei trăi tot restul vieții tale, iar și din acest motiv suntem alături de cei tineri, de cei mici până la urmă și îi ajutăm să-și planifice viitorul. Dar punctul cel mai interesant a fost acela al prezentării de către liceeni a ofertei educaționale pentru licee. Aceștia și-au atras viitorii colegi prin drone și roboți, dar și cu dulciuri, toate realizate chiar de către ei. În primul rând, aș vrea să spun că aceasta este o ocazie specială pentru noi să ne prezentăm oferta, să ne prezentăm profilele, pentru că s-au schimbat puțin de la an la an. Avem atât matematică informatică, cât și științe ale naturii, cât și filologie. La matematică informatică sunt 26 de locuri la bilingvă engleză, 13 locuri la intensiv info, informatică. Și mai avem la științele naturii, bilingvă engleză, 26 de locuri, 13 locuri la bilingvă germană și 26 de locuri la germană maternă. Filologia oferă 13 locuri la intensiv engleză și 13 la intensiv franceză. Mai departe, un plus al ofertei noastre este și clubul de robotică și toate activitățile pe care le putem desfășura la noi la Colegiul Național de Ceval. Este o meserie foarte frumoasă și bănoasă în același timp. Și cu costumul propriu, pentru că este o splendoare de costum. În acest liceu se face și proiecte foarte frumoase în Portugalia, în Polonia, în orice țară. Este un liceu foarte frumos. O asemenea dronă pentru agricultura viitorului ar fi foarte eficientă. În primul rând, nu ar mai trebui să mai călcăm pământul la erbicidat. Asta zic că e cel mai mare avantaj al unei drone. Asta este doar o dronă mică, dar o dronă foarte mare ar putea să erbicideze o zonă foarte mare fără să se mai taseze pământul. Și am mai putea să ne verificăm terenul, să vedem dacă sunt animale sau orice altceva pe terenul, pe culturile noastre. Oricum numai avantaje poate aduce o dronă. Cu ce ademeni pe copiii de clasa 8-a să vină la liceu unde mai ești tu elev acum? Păi, nu știu, au fi foarte multe de zis, dar aș putea începe prin a spune că toată lumea are nevoie de a mânca pentru a trăi. Și liceul nostru asta promovează. Este un liceu agricol care face, în mare parte, niște fermieri buni, fermieri buni care vor ajuta la formarea unei generații de alți fermieri. Manifestări similare cu cea de la Deva au mai fost organizate și în municipiile Hunedoara și Petroșani.